Festivitatea de acordare a premiilor Uniunii Scriitorilor din România, care s-a desfășurat la Iași vineri 4 noiembrie, a adus romanului un bine meritat premiu pentru proză adjudecat de scriitoarea Violeta Lăcătușu pentru romanul Daria, publicat anul acesta la editura Crigarux. Din jur au făcut parte Vasile Spiridon, președinte, Ioan Holban și Cristian Livescu ca membri. Este un premiu cu o semnificație deosebită. În primul rând că noi am avut în județ foarte multe premii de poezie. Premiul lui Violeta Lăcătușu referitor la romanul Daria aduce în sfârșit un loc meritoriu în ceea ce privește proza. Membrii juriului au fost întru totul de acord că romanul este împlinit. E un roman foarte bun, un roman serios, bine construit, cu personaje certe, cu personaje frumoase, interesante, bine realizate. În al doilea rând, ar mai fi o semnificație aici, este primul premiu, din câte știu eu, s-ar putea să mă înșel pe undeva, dar nu cred, este primul premiu literar care vine în roman, premiu de asemenea învergură, premiul al Uniunii Scriitorilor, care vine în roman după foarte multă vreme. Premiul primit de Violeta Lăcătușu este primul de o asemenea învergură care vine la roman după cel de al doilea război mondial. Pentru filiala Neamț a Uniunii Scriitorilor din România este de asemenea un moment semnificativ care confirmă o vitalitate literară care există aici la Neamț. Filiala Neamț are 21 de membri, majoritatea scriitori activi, scriitori care zi de zi trimit către paginile revistelor literare și către edituri literatură de bună calitate. Tot referitor la proză, din câte știu, la proză vine la roman de la ultimul război încoace. Nu știu dacă a fost un premiu de asemenea învergură în privința prozei pentru roman. Într-un al treilea rând, el vine într-un moment deosebit și pentru reprezentanța Neamța Uniunii Scriitorilor, pentru noi este o sărbătoare, pentru că aducem, e vorba de un premiu care confirmă o vitalitate literară care există la noi aici. Noi avem 21 de membri ai reprezentanței, majoritatea dintre ei sunt oameni activi, sunt scriitori care zi de zi duc spre paginile revistelor sau ale cărților literatură și literatură de bună calitate. Iată, acest premiu vine să confirme faptul că avem autori de certă ținută, de certă valoare. Sărbătoarea de vineri de la Iași s-a desfășurat în prezența academicianului Nicolae Manolescu, președinte al Uniunii Scriitorilor din România, precum și în prezența altor scriitori contemporani de valoare de întreaga țară, detalia Anei Blandiana. În felul acesta, romanul Violetei Lăcătușu va intra în atenția presei literare centrale. În sală se aflau mari critici literare ai momentului și cei mai buni scriitori contemporani. Ieri și care a fost în prezența președintelui Uniunii Scriitorilor, eminentul critic și istoric literar care este Nicolae Manolescu, a produs un eveniment deosebit. Cred că l-a trăit cu toată vitalitatea, l-a trăit Violeta Lăcătușu. A și menționat lucruri deosebite despre romanul său. Sigur că i-am trezit curiozitatea lui Nicolae Manolescu în privința romanului Daria. El probabil va fi comentat de acum și în presa centrală, mă refer la presa literară centrală, pentru că în sală erau foarte, foarte mulți, erau reprezentanții tuturor filialelor Uniunii Scriitorilor din țară, critici literari de foarte mare valoare și nu numai, și scriitori de foarte bună condiție care îi avem în ziua de azi și care erau cu toții veniți la Iași pentru gala care a avut loc câteva ore mai târziu după această festivitate. Gala de aseară, care a fost o gală extraordinar organizată la Palace, la Mall-ul Palace pe care l-au ei, într-o încăpere foarte frumoasă. În cadrul aceleași ceremonii au mai fost acordate alte două premii pentru județul Neamț, poetului Radu Florescu și criticului Cristian Livescu pentru întreaga lor activitate literară. Foarte bine pregătită a fost această gală, a fost o adevărată sărbătoare a cărții, o sărbătoare a literaturii și iată
în tot acest florilegiu literar care a fost ziua de ieri la Iași, Violeta Lăcătușu și-a avut locul ei de seamă. Aș mai remarca încă două prezențe pe podium, dacă îmi este permis să spun așa. A fost poetul Radu Florescu, care a fost pentru activitatea sa de poezie în domeniul poeziei, și în ceea ce mă privește, și eu am fost răsplătit cu un premiu al filialei Uniunii Scriitorilor din Iași pentru întreaga activitate scriitoricească. Sunt sublinieri care merită comentate, merită receptate, pentru că, iată, probează viața literară bună pe care o avem în clipa de față în județul nostru. Vizibil emoționată de un asemenea premiu, Violeta Lăcătușu a subliniat valoarea lui pentru cariera sa scriitoricească. Sunt foarte bucuroasă că am reușit în sfârșit să mă afirm pe plan național, dar acest premiu a fost acordat de către Uniunea Scriitorilor din România, filiala Iași. Am placheta în fața mea și spune așa: Uniunea Scriitorilor din România, filiala Iași, se acordă doamnei Violeta Lăcătușu pentru volumul Daria, premiu pentru carte de proză. Juriu: Vasile Spiridon, președinte, Ioan Holban și Cristian Licvescu, membri. Solemnitatea s-a desfășurat în sala cu apsidă a Uniunii Scriitorilor, filiala Iași din Iași, și în prezența domnului Nicolae Manolescu și a multor oaspeți din toată țara, de la București și de la Cluj, printre care, bineînțeles, și Ana Blandiana și mulți alții care au asistat și la alocuțiunile noastre și la premierea noastră și cu care am vorbit mai apoi. A fost frumos, o zi frumoasă din viața mea. Mulțumesc Dumnezeu că m-a ajutat să ajung până aici. Proaspăta laureată cu cel mai semnificativ premiu literar al anului a declarat că dedică acest prestigios premiu tuturor celor care au crezut în talentul ei. Este extrem de bucuroasă că a reușit să se afirme în plan național. Întâlnirea cu oameni de valoare ca academicianul Nicolae Manolescu și poeta Ana Blandiana a însemnat o șansă unică pe care o are un scriitor în viață. Absolventa Facultății de Filologie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, promoția 67, profesor cu o carieră de peste 35 de ani, membra Uniunii Scriitorilor din România, a publicat eseuri, poezie și proză în revistele Convorbiri Literare, Cronica și Antiteze. În 2011 a primit premiul revistei Antiteze, a publicat romanul Simurgul la editura Junime în 1988, romanul Inițierea Astrală la editura Krigarux în 2003, romanul Să crezi în imposibil, tot la editura Krigarux în 2008, dar și grafii poemele Imprevizibilul este Săgeata Destinului, editura Krigarux 2004.